Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre scopul rugăciunii. În tot ceea ce facem este important să știm scopul nostru și dacă acest scop este împlinit. Deci care este scopul rugăciunii? Acum, peste tot în lume, oamenii se roagă. În tot felul de grupuri religioase și oameni de diferite culturi există o formă de rugăciune. De fapt, cred că asta este una din cele mai mari dovezi că există Dumnezeu, pentru că în fiecare suflet există dorința de a-l cunoaște pe Dumnezeu și de a comunica și de a avea o părtășie intimă cu el. Așadar, care este scopul rugăciunii? În primul rând, rugăciunea nu este o obligație religioasă nu este o datorie sau ceva ce trebuie realizat pentru a intra într-o relație corectă cu Dumnezeu. Scopul rugăciunii este de a avea o părtășie adâncă cu El, cu Domnul și Dumnezeul care te-a creat. De aceea Domnul Isus a venit în lumea noastră să moară, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt. El este de o puritate și de o sfințenie absolută și de aceea nu poate să aibă părtășie cu cineva care nu este Sfânt. Din cauza aceasta a murit Hristos. El a murit pentru păcatele noastre și pentru a lua pe deapsa păcatelor noastre ca și cu mine să putem avea părtășie cu el. Iar atunci când noi credem în Domnul Isus și îl urmăm, păcatele noastre sunt iertate. Domnul Slavei care a devenit rob și a murit pentru noi ne curăță de toate păcatele noastre atunci când ne încredem în el și îl urmăm. Acum, că ai devenit un urmaș al Domnului Isus, poți veni înaintea lui Dumnezeu nu din obligație, nu dintr-o datorie religioasă, ci din dragoste pentru el. Până la urmă acesta este scopul rugăciunii, să-L iubești pe Dumnezeu, să ai părtășie cu El. Dacă-L iubești vei dori să petrești timp cu El și vei intra astfel în prezența sa pur și simplu pentru a-i spune că-L iubești. Atunci când Domnul Isus și-a învățat ucenicii să se roage, le-a îndreptat privirea mai întâi spre Dumnezeu. Așadar suntem chemați să avem părtășie cu Cel care ne-a creat, să-L cunoaștem și să creștem astfel în Harul Său. Deci primul scop al rugăciunii este părtășia cu el. Acea comuniune a două inimi, inima lui Dumnezeu și inima omului. Și astfel ajungem să-l cunoaștem, să-l iubim, să-i ne închinăm și să petrecem tot mai mult timp cu el. Scopul rugăciunii nu ține doar de împlinirea nevoilor personale, deși el este tatăl nostru, iar noi copiii săi. Și putem veni cu toate nevoile noastre înaintea sa. Este important să înțelegem de ce ne rugăm. Ne rugăm pentru a avea o părtășie mai strânsă cu el, ca să-l cunoaștem mai bine și ca să-l iubim, iar apoi venim cu nevoile noastre înaintea sa. El este Tatăl nostru, iar Tatăl nostru cel ceresc își dorește să petreacă timp cu noi pentru că ne iubește. De aceea l-a trimis pe Fiul său să moară pentru noi. Așadar, astăzi, te rog, împlinește scopul pentru care Dumnezeu te-a creat și petrece mai mult timp cu el.